Bun salutare toată lumea, astăzi ne jucăm Nape Goes From Hell. Jocul ăsta, din păcate, am făcut misiunile de înainte, pentru că, na. Dar o să le iau unul din ei exact în ordine în care le-am făcut. Pentru că nu le iau la capăt, nu. Le salvează și lumea. Începem cu tutorialul. Acest episod o să facem două misiuni, tutorialul și a doua misiune. Bun. Nu am sonor ca în fiecare episod, nu am muzica jocului pentru că nu mi-e frică să nu-mi iau copyright. Deci, da. Nu am pus-o balpul pentru că, na, cine știe ce apreciere, nici vizionări nu prea am la el. Așa că noi să ne jucăm Negus from Hell, poate face serie. Bun. Întâi trebuie să facem farse, tipul ăsta. Ăsta, grasul, ăsta de aici. Fără de aici să plec la școală. Dar facem pe noi. Ori doi misiuni asta, ori facem, ori facem două misiuni. Da. Sper să audă bine acum că filmez cu microfonul și sper să audă destul de tare. Pentru că nu vorbesc tare, dar sper să te audă la microfon. Ok. Bun, și nu mai luăm neun, că suntem șmecheri. Am o să voi. Și după aia. Așa, fui acum. Și acum vine și mai iau. Așa, de rezervă. Se poate să se face foame și mânci. A, să vedeți acum. Dar nu-i de lua asta. Acum începe joc. Deci acum, de aici începe joc. Deci n-ai cum să nu vezi o chestie de asta. O farsă în jocul ăsta. Pentru asta ai făcut jocul. Farse. Ok. Oh, uite-o cutie. Bine, știu fiecare asta. Pentru că m-am jucat înainte să fac canalul. Nu m-am gândit niciodată că o să fac un canal. Da, na, uite că am făcut. Ok. Ai știut să leg eu chiar dacă sunt un mouse drept. Pentru că deja cu mouse-ul. Chiar dacă sunt un mouse drept, tot se mișcă chestia aia și tot se mișcă mouse. Nu e așa de simplu. Și acum, eu o să merg în partea aia altă. Ok. Fă-mă ceva. Hai, stau cincea până îți pun ăsta pălăria pe cap. Ok. Așa. Aoleu, uite, 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 uite! Și cu să mergem în partea asta. Și acum începe, de fapt, nu jocul, începe de când o să, nu să mai îndeai tu, că o să, nu o să mai îmi zică ei ce să fac. Pentru că nu o să zică ei tot timpul. Dar tot să faci și tu, singur. Uite, hai să-l urmărim. Uite, vin și o cameră, vedeți? Mă auzi, transformă în cameră după ce, când face el farsa. Când e... Vedem noi farsa. Și acum de să mai facem noi o farsă, acum nu mai ți arată și te faci, o să te prinzi tu. Pentru că poți interacționa cu foarte multe chestii în jocul ăsta. Apare noi sunt tip vacanță. Există și Negus from Hell 1 în care ești la el acasă și faci foarse în casă. Asta dacă te vede nu-ți face nimic, ăla te bate dacă te vede. Asta nu-ți face nimic pentru că ceva gen nu știe că te-ai făcut farsele sau așa. N-ai nimic cu tine, tipul asta că nu ai făcut ei farsele, ai făcut lui ăla. Deci... Și ea lui găște pe ăla pentru că l-a zis și voi că l-a bătut. Și acum ne uităm pe ăsta.
I-am pus spaghete cu chiptele în lăghi. Și că și-o pune pe cap și haole! Ui, că e care pe față. Ia, va pute, ia, le uită pe el, mă. Și mă, ce minute, cred că o face și a doua misiune. E cu Cover Advance. Eu nu știu ce clase, dacă vei spuneți voi pauză, citiți. Da. Da. Deci, povestea jocului e că... Adică am văzut trailerul de acolo, știu povestea. Ceva gen... Bine, trailerul e la Negos from Hell 1, la 2 l-am văzut trailerul. Și trailerul așa, e așa. Că tu, că ăsta, tot timpul te enervează. Adică, când are un câine și când își faci la nevoile pe jos, le ai un la tine în curte, care e gardă de frunze. Și nu știu ce mai face el când unde iarba, iarba sare la ăsta în curte, la ăsta, ăsta care jucăm noi. Și asta e nerva și noi hai să facem o fax. Și el că a făcut fax. Hai să-i păcălim, să le enervăm. Și habar n-am care trailerul la Negus from Hell 2, la asta cu vacanța, dar cred că am aceeași. Vrea să-i strice vacanța, pentru că le neva. Eu pentru început o să sunt toate astea de care am eu nevoie, după aceea încerc să fac farsele, pentru că... Da. A, e acolo. E bine. Bine, el nu vine în partea, se va și mora pe unde te o ia el tot timpul. Deci, bine, ok, îmi place mult harta asta, Havana, deci, nu-i preferata mea, bineînțeles că nu-i preferata, Da, e bunicică, mie îmi place harta, cea mult îmi place cu piscină, care o să vioară, dacă îmi place să pentru ce? Așa. Și acum... A! Doi, așa, bine, bun. Ia, uite cum pune piciorul în apă el, mă! Bun, hai să începem faxele. O, stați un pic, că te sunt un pic pe option. O, freak car. Acolo, mă, pointer. King, save game. Time display, tweak camera. Nu știu dacă să pun, nu cred, nu știu ce trebuie să scriu acolo. Da, eu am scris. Aaaa, e bine. Adu-te, mă, acum. Bine că știu eu ce să fac, știi, că altfel stăteam o oră pe asta. O să las și așa un pic a... Hai că facem faxa până. Tai. Și acum a venit în partea asta. Și nu faci nimic, doar ne uităm la el. Ce faci? Și acum... Și zic că i-am băgat racul acolo. Deci dacă ați văzut. Dacă ați văzut. I-am băgat racul în... acolo în cutia aia de suc. Și cu... Da. El e foarte nervos. I-am băgat racul în cutia de suc și când el a vrut să ia un suc, a la racul. Și am pus și eu de-asta de kill la submarin. Și se vede când e kill, uite el. E clasică. Și acum am mai să două fac sus. Care le-am și pare pe căcite. Am băgat țipacul aici, am tăiat aici. Cred că deja ați bănuit și eu se întâmplă, am tăiat aici podul, el rezemat aici, o să cadă și face bzzzzzzz, că se conectează la țipac. Aude, se lasă pe spate el, că e șmeche, sau pe față, nu pe față, și cade. Am câștigat asta, cum e ce... Trofeu ceva. Da, dacă faci asta la maxim,
Dar asta se pierde dacă nu faci pasele una după alta, adică de a strategia că vreau să fac trofee. Dar eu nu fac pentru trofee, fac ca să... Bun, fac ca să trec nivelul. Bun, și cam atât cu acest episod, am făcut două farse. Și cam atât cu acest episod. Pa!